fostul baron social-democrat Nicolae Bădălău, în prezent vicepreședinte în cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției. La Curtea de Apel București, judecătorii urmează să decidă dacă va rămâne sau nu în spatele gratilor. Fostul lider PSD Nicolae Bădălău a fost urmărit de scandaluri pe tot parcursul carierei politice, în timpul căreia și strâns o avere demnă de invidiat, se poate lăuda cu sute de mii de euro în conturi, cu o casă de peste 800 de metri pătrați, bijuterii și tablouri de 10 de mii de euro, totul în timp ce s-a confruntat cu suspiciuni de corupție, spălare de bani și trafic de influență. Despre acest ultim subiect discutăm în continuare cu Florin Negruțiu, invitatul nostru la această oră. Salut, Florin, mulțumesc tare mult că ai venit. Cu în continuare și pe Curtea de Apel, acolo de unde ar trebui să vină astăzi o decizie. Nicolae Bădălău, urmărit de aceste scandaluri, PSD votează, îl numește în funcția unei instituții care teoretic ar trebui să controleze averi, să auditeze și așa mai departe. Astăzi acest PSD iese și spune că nu putem întina niciun fel imaginea acestei instituții, trebuie să se retragă de acolo, deși nu înțeleg de ce nu-l demit în Parlament, de exemplu, ar putea să facă și asta. Nicolae Bădălău vrea un contract de 1 milion, dispus să plătească 170.000 de euro în schimbul acelui contract, zice-se pentru firma copiilor. Îl urmărește ghinionul pe domnul Bădălău. De tânăr îl urmărește. Uite ce scrie în dosarul 108 din 1988 de la judecătoria Bolintin Vale, potrivit Newsweek. În ziua de 13 a 1988, inculpatul Bădălău Nicolae, subinginer la ICAPA Giurgiu, profitând de neatenția muncitorilor din cadrul bazei de recepție Maluspart, care serveau masa de prânz, a sustras 4 saci de grâu, în greutate de 12 duble, dintr-un pătul pe care i-a transportat în locuința inculpatului cutare-cutare, cu autoturismul Dacia 1300. Deci, domnul Bădălău este urmărit de această, acest năcaz. De când era el tânăr, știi cum se zicea asta, cine fura azi un ou, mâine va fura un bou. Activitatea domnului Bădălău din 88 până astăzi, nu cred că era necunoscută la partid. Ba, cred că a fost criteriu de selecție la un moment dat, pentru că, na, acolo cine împarte, parte face. La partid și la prieteni, și la primar, și la firmele de casă. Ce m-a surprins pe mine însă, recunosc, m-a surprins, nu mă așteptam la asta, e că DNA-ul trăiește. Nici nu mai auzisem de instituția asta. Din duminică seara chiar. 2015. Habar n-aveam că DNA-ul mai este o instituție care funcționează în România. Iată că nu doar că trăiește, ci se leagă de un grangure mare din PSD. De un baron local vechi, bogat, nesătul, rapace, ajuns într-o funcție liniștită, de unde duce un salariu. Știi, noi am vorbit de multe ori că astăzi nu mai trebuie să furi tu, că fură statul pentru tine. Te pune niște funcții de-astea în care ești plătit cu 10.000 de euro și trăiești liniștit la bătrânețe. E, domnul Bădălău n-a avut răbdare. Vechile năravuri se uită greu. Deci asta a fost prima surprindere. Prima mea surprindere a fost că DNA-ul, wow, trăiește. A doua este că, opa, am zis, uite, PSD-ul cere să fie demis. Nu m-aș fi așteptat de la PSD să susțină lupta împotriva corupției. În felul ăsta. Acum, nici nu puteau să spună că domnul Bădălău este victimă politică. Victima politică a cui? A lor? Că ei sunt la putere astăzi. Și atunci, la PSD poate să semenea o reglare de conturi acolo, dar nu știm ce este la partid. Însă, un lucru a rămas neschimbat de când DNA-ul lucra, din vremea în care DNA-ul lucra și politicienii lucrau și șpăgile lucrau, șpaga a rămas aceeași. Procentul este între 7 și 10%, zeciuiala asta a rămas aceeași și schema a rămas aceeași. Adică un baron local face o presiune la un primar sau șef de Consiliu Județean să acorde un contract unei firme de casă contra unei sume de bani din valoarea contractului. Și suma aia se duce la toți prietenii politici. Cine plătește? Păi plătește cetățeanul beneficiar al lucrărilor, care de fapt nu beneficiază de lucrările respective. De asta te uiți peste tot în țara asta și vezi lucrări făcute de mântuială, lucrări făcute prost, pentru că
Acolo unde sunt lucrări făcute prost, înseamnă că cineva a luat o șpagă. Încă o dată, cu acest CV al faptelor, Florin, PSD, aceeași PSD care vine astăzi și cere să plece, da, sau da, să dea surprinzător. Demisia, îl numește pe Nicolae Bădălău într-o funcție surprinzător, pasnic la bani. Reflex moral din partea PSD-ului, care până acum, 30 de ani, nu l-a văzut pe Bădălău. CV-ul ăsta era acolo și până acum. CV-ul este public. Este public. Ca și averea domnului Bădălău. Pentru că averea asta, făcută din funcții publice, nu se justifică altfel decât din această schemă. Uite, încă un moment controversat care l-a avut în mijloc pe Nicolae Bădălău. Pentru nașterii cu Bădălău și pentru tot PSD-ul! Dacă nu înșel, după momentul ăsta a fost 10 august. Cred că petrecerea, să mă rog, ce a fost acolo a fost înainte de 10 august. Păi ei petrec, se distrează. Se distrează. Este o țară luată captivă de acest clan politico-mafiot și explică de ce foarte mulți oameni au plecat din țara asta. Pentru că politicienii fac ce fac pe acești oameni și ce au făcut de 30 de ani. Și oamenii care sunt cinstiți, oamenii care sunt educați, oamenii care au făcut o școală, oamenii de bun simț, pur și simplu se simt sufocați de această grupare care a acaparat absolut totul în țara asta. Mulțumesc tare mult, Florin!